Timpul de afară a cauzat creșterea cazurilor de îmbolnăvire cu viroză. Potrivit medicilor de familie, zilnic o persoană se adresează cu simptome de viroză respiratorie. Numărul cazurilor de viroză respiratorie s-a dublat în ultima săptămână. Potrivit medicilor, cei mai predispuși la îmbolnăvire sunt copiii și persoanele vârstnice cu imunitate slăbită. Virozele se manifestă inițial prin dureri de gât, senzație de usturime, dureri de cap, febră, înfundarea nasului și scurgere de secreții nazale. Apoi cu expectorație, dureri musculare. Medicii recomandă populației să respecte regulile de igienă, să evite locurile aglomerate și să se prezinte la spital în cazul apariției primelor simptome de răceală. Comparativ cu săptămâna trecută, pe parcursul acestei săptămâni, în raion sunt înregistrate cu mult mai multe cazuri de viroze. Deci a crescut practic de două ori numărul adresărilor pacienților care se adresează pentru un consult medical în legătură cu virozele. Cel mai frecvent, infecțiile respiratorii virale afectează persoanele care au o imunitate compromisă, deci o imunitate scăzută. Practic, toate categoriile de vârstă sunt afectate de viroze, însă cel mai frecvent se înregistrează cazurile la copiii de la 0-5 ani și la persoanele în vârstă. Și la aceste categorii de vârstă, infecțiile respiratorii virale decurg mai sever, deseori decurg cu complicații, cum ar fi pneumoniile, bronșitile, însoțite de insuficiențe respiratorii și stări de intoxicație generală a organismului. Intervievați oamenii spun că se protejează de viroze cu metode tradiționale ca ceaiuri de diferite ierburi, ceapa și usturoiul. Unii afirmă că procură diferite medicamente dizolvabile din farmacie. Vrem să bem mai mult apă, mai mult ceai, lămâie, cam pot. Spălăm mai multe ori mâinile când venim acasă. Imunitetul ca și întărit. Ceaiuri diferite, mă stăru să nu fiu în contact cu oamenii bolnavi. Cu diferite variante, mai demodate de sevec, de la bătrâni, cu stroi și apă, alte ori cu medicamentos. Mă stăru să nu mă îmbolnăvesc. Eu am mult timp de când n-am fost de gripă bolnavă și așa că... Nu e că mă stăru, să beau un ceai cu buruieni, cu aia se mă protejez, dar așa mai mult mine nu mă supără nimic. Menționăm că primele simptome apar la 2-3 zile și durează de la 2 la 10 zile. Neadresarea la timp la medicul de familie poate duce la complicații ce se manifestă prin febră ridicată și tuse uscată.